Mă, eu da lui Tasu-n burte. Ieși, că te ia, mă, dracu-lu, ieși! Salve, șacalilor, ce faceți? Știți bine că am o istorie lungă cu Alexandri, pentru că am reacționat la Alexandru acesta. Ei bine, și la Alexandru acesta. Și la Alexandru acesta. Iar astăzi vom reacționa la acest Alexandru. Mi-a dat tag pe TikTok să mă mai uit la Super Neni, așa că azi o să facem o reacție la un nou Alexandru. Vedem ce o să fie. M-am tuns pentru acest episod special. Bine, nu m-am tuns pentru asta, m-am tuns că plec o lună în Indonezia. Dar știți asta. Și chiar asta voiam să vă rog să mă urmăriți pe Instagram la Ronz Niculeț după clipul ăsta, dacă puteți să-mi dați un follow, pentru că fiind o lună plecat în altă țară, o să postez pe Insta acolo ce se întâmplă și poate vreți și voi să vedeți ce fac acolo prin junglă, prin astea. Eu chiar v-aș sătui să mă urmăriți, mulțumesc foarte mult. Hai să facem și noi 50.000 de like-uri, că am văzut că a început să dea lumea like, mă veri. Ce se întâmplă? De ce îmi dați like-uri? Și la 2 milioane de abonați, poate convinc Pro TV să jucăm în lecții de viață, așa că nu uitați să vă abonați. Să facem 2 milioane anul acesta, mai avem 150.000 de abonați pe acolo. Auzi, la aici pe Alexandru. Cum să-l cheme pe ăsta? Hai să... Hai să te joc cu mine. Ce să fac? Ia. Să te joci cu mine. Nu, Alex, tu vezi că am treaba. Hai, mami. Mami, du-te, mami. Hai, mami. Tu o să pleci de aici. What the fuck? Doamne, dați-i cu spatula aia în cap. Uite, l-o dat ca pe câine afară. Surprinzător. Și nimeni nu are ce să-i facă. În schimb, ia să vedeți ce poate să le facă Alex altora când are chef de un pic de săpuneală. Bă, îi dă bulilor. Mă, ce-i faci, mă, Alexandru? Uite cum îl spală, zici că îl botează. Bă, e numele ta. Gata cu muzica. Ce f***ai, bă, mă? Hai, zboară. Te-am urmărat. Bără! Ești, că te ia, mă, dracu, ești! Fratelor, a trecut un minut. Are o oră, ești vreo la cap. Eu nu rezist o oră așa. Familia Ciontu locuiește în Băilești. Băilești. Dețul Dolci, de unde a... În Băicoi. Să-l găsească pe Neamărin. Neamărin! Doru are 39 de ani. Și de ceva vreme a început împreună cu soția lui o mică afacere de familie. Ce care afacere? Le asigură un trai lipsit de griji. Nu cred că mănânc castraveți ăștia. În rest, încearcă să-l supravegheze cât poate de mult pe fiul ei, dar după cum ați văzut, deseori rezultatele nu sunt cele mai... Mă, ce are asta, micu? ...e cu nepotul ei. Alexandru? E, și acum... Nu ascultă de nimeni din familie o, și mai mult tasu. Decât atât... Fugiți, neamărini! Mamei! Ia-mi atât asta tu, că pierd jocul din cauza ăștia. Tu n-auzi că... Micul Oltean! Nu-ți mai ia nici o tastatură. Pierduși-o. Mă, eu da lui Tasu-n burte. Mă, dacă îți pleacă prima cu două monturi de aici mari, pum, dacă îți dă tactul veri, îți rești toate cele 8 vieți pe care le-ai avut de 8 ani. Încă din prima zi de observație, Super Neni își dă seama că în familia Ciontu lucrurile se fac doar cum vrea Alexandru. Și... Băi, de ce cheamă pe toți Alexandru pe specimenii ăștia? Hai, Alexandru, hai să mergi să mănânci, nu mai țipa. Nu sunt un pus. Nu știu cum faci. Haideți să mâncăm în bucătărie. Doamne, lăsați-l. Dacă nu mănânci... Uite cât zice de calm. Haide că puserăm acolo și... Dacă nu, nu mănânc. Te rog frumos. Nu! Doamne, nu vă mai încercați norocul. Mânci? Da. Sigur? Da. Uci la gare. Luați-i, doamnă, placă video. Până la ce vârstă așa crezi că o să-ți dea mama să mănânci? Nu știu. Până la cât vreau? 20 de ani. Ce are? Să-ți dau eu. Cum băi dă în gură? Bă, ăsta e regele, mă, vere. Tu așa îl hrănești în fiecare zi? Da. Cum era să o scui pe față? Puh, suflă în ea! Proastă! Da, sau se duce și mănâncă, își caută în frigider și ia dulciuri. Trească dulciurile, să moară mâncarea! Ce a zis? Trească dulciurile, să moară mâncarea! Omul meu joacă aici, GTA veni, nu, nici nu-l interesează, doar la banan, el face regulile, bă! Mai rălea că și zice lumea asta, să moară familia mea, dacă nu-mi dai în gură, te mor! Mă, oameni buni, de ce este al patrulea Alexandru care are probleme mentale? De ce? Adică de ce pe toți îi cheamă Alexandru? Eu asta zic, bă, când îți vezi copilul, să-l vezi așa frumos când îl naști așa. De ce vrei să-i pui Alexandru, mă, numele? De ce trăiască familia? Pune și tu! Emanuel! Uite ce nume frumos, îi pui, uite, micuțul Emanuel! Te însori și o să-ți iei ca nevasta ta să stea în genunchi, să-ți dea de mâncare. Exact. Râdă fetele de tine. Nu e adevărat. Ai prevezi viitorul? Da. Țipați și voi mai încet! Faci voi mai aici. Vorba de a obține. Hai, neamări, bag acolo. Își pune în valoare farmecul personal, căruia pare să-i cedeze oricine din familie. Mănâncă, mă fac băiat cu mine. Da, pune și mie atât de bine. Te rog frumos. Să nu te duci afară. Bine. Promiți că aici promit, am confiat. Promit,
afară pomii. De la vecini. În al doilea rând lovești. Ăsta e Ceaușescu reîncarnat. Îmi pohănești mie ATV-ul. Te rog frumos, mă fac băiat cu minte. Te rog frumos, foarte frumos, de acum sunt cel mai cu minte. Alex își vede acum de drum, că doar cui îi pasă de o promisiune nerespectată. Vrei să doar ce-l vezi pe asta că vine așa. Niciun caz și nici tatălui prea mult. Bă, dar s-o asigura măcar. Hai, Nea Marin. Băiatul ce-o plecat. Se îngăduie ori. Hai, noroc! Unciu veni! Hei! Era să dea-n daci. Nu veri, ce s-a întâmplat? Și asta a fost tot? A venit? Ce faci când îți faci o promisiune și nu respectă? Ce să fac? Că l-ai amenințat. Ce? Uite, stau. Mă, fraților, vă dați seama că eu am crezut că trăim în alt... Bă, deci era o simulare. Deci n-ai cum, omul meu a venit, o tras la TV-ul, așa și-o plecat, gen, joc cu peață. Bă, omul meu a închis ATV-ul și-o plecat, gen, gata. Bă, nimic, nimeni, nimic, legit. Nu-ți mai ia nimic, dar da? Dai inia s-o spart. Mă, dați-i domnule un pumn în cap. Ai terminat cu jucăriile. Hai că mă duc. Demoni, bă, vin demoni, mă! N-am ce să le fac, n-am ce să le duc. Ei sunt într-o tabără acolo și tu ești tu în afara taberei. Ei sunt doi și eu sunt sigur. Să mor tu. What the fuck? Omul meu, micuțul Alexandru, pur și simplu ești lui taxul. Să moară, mă, acum, tata, acum în fața mea, dacă nu-mi dai bani, mi-a dat asta, tu, mă! Au trecut. Doamna, aveți grijă. 5 minute, hai, te rog. Doamna. Dacă nu-l oprești, ce se va întâmpla? Te-am mor! Mă joc la el. Că nu te mai joci la calculator. Două zile, o decizie înțeleaptă. L-a oprit. Doru, hai te rog să iei tu tastatura de aici. Nu. A, lasă-l, 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 lasă-l dacă o scoate singur, lasă-l, dar... Doru... Uai, ce tirim bombă îi scăpa! Uite ce control am ușoare cu ea! Lasă-l, dar... Alexandru, pumn de fier, îi zic! Era să-i dea tiribombul lui tatăl direct dacă nu operație pe creier îi făcea. E aferent, Alex. Eu n-am știut că tu vrei să o scoți tastatura din unitate. Bine. Nu mai fi supărat. Cereți scuze pentru accidentul respectiv, scuz, da? Mă scuz pentru că te... Sunt prost, mă crezi, mă scuzi. Sunt actul, dar sunt prost. S-a abținut de la a face circ pentru că tatăl l-a lovit din greșeală. Mai mult, el își ajută părinții... Bravo, Alexandru! ...un pole position. Bravo. Bravo! Și tehnici s-a asta, doamna Neni? Doru știe unde e tastatura, pe el o să-l rogi să-ți o dea. Hai, bunica, tastatura. Acum o merită. Bravo, ups, domnul Doru! A spus cumva Alex, te rog frumos, măi să fie. La ce mă uit? Alexandru, de ce faci așa? Mamă, ce-a buit! Ce putere am! Vă veri, vorbesc vocile din el. Se confiscă jucărie. Vedem noi ce mașinuță. Știu care pe aia decapotabilă să o iei. Da, să o iau pe aia. Bă, citiți în cameră, mă! Îți iau ATV-ul și gata. Nu mai discutăm. Să vezi ce pumn îți bag în frunte, Alexandru. Asta e. Alexandru, Alexandru, pumn de fier. Ce să-ți fac? Nu-l mă. Trei zile, gata. Băi, Alexandru, meritat, mă! ATV-ul lui Alex a cam intrat pe drum accidentat, dar mai are încă mult timp să revină pe traseul cel bun. Asta este. Și fii atent că te apropii de bulină roșie, care înseamnă ștergerea unui joc preferat din calculator. Bătaia de joc la egalitate cu ATV-ul lui Alex. Te enervează că te-ai egalat? Îi scap un pom. Mă, dar voi îl vedeți, mă, veri, cum când se enervează face... Și dă mare pumn în arcadă lui Tasu, mă veri, nu mai enervați. De ce să este demonul bal în sufletul lui Alexandru? Nu se poate așa ceva, uite că mi-am scuipat pe barbe și prost. Să mă ferească Dumnezeu pe mine dacă îi făceam eu așa cea lui mama. Bă, nu știu dacă i-am făcut lui mama mea. Mama mea sigur se uită la clipul ăsta, sigur a ajuns aici. Bă, mamă, am făcut vreodată așa, știu o singură dată mi-aduc eu aminte că am făcut și mi-am luat-o. Dar eu nu știu dacă am mai făcut. Pe cuvântul meu de om, dacă am făcut eu vreodată, spune mamă dacă am făcut eu vreodată așa. Lasă comentariu, mamă. Pe bune, bă. Mamă, ce idei de clip mi-a făcut, dar nu știu dacă pot să o conving pe Vio, pe mama. Bă, să fac cu mama un clip unde o pun așa lângă mine și zic: "Hai mamă, spune cele mai mari prostii pe care le-am făcut când eram mic." Părăște-mă, să-mi dea mama expose, vere. La 55.000 de like-uri facem clipul ăsta cu mama, pe cuvântul meu. Sau la 7.000 de comentarii cu Alexandru pumn de fier. Voi alegeți. Așa se continuă. O încercare grea pentru Alex, și anume aceea de a fi respectos cu prietenul lui. Mă, și-o mai adus un șoare. Mă, să nu-i celălalt Alexandru. Ce tricou, da. Du-te spate.
te spăl eu. Alexandru, te rog frumos, vine. Măi, ce i-am zis? Păi cum e, măi? Să spăl eu și ce uzi? Câte ori vine la tine, tu trebuie să faci tam-tam cu el, altă... O, și puteți! Unde și spală-te! Nu, mami, de rog. Deci, bata aia te joc. Păi să speleți! Mami, nu, de o, ce pute! O, ce haine murdare are! 1, 2, 3. Asta e, să te înveți minte. E, vezi? Să te comporți cu... Mă, să așa la alt Alexandru, mă jur. Ce să-ți fac? Să mă lași în pace. Am să te lași în pace, pa. Mă, zici că e Nichita Stănescu cum vrei. Ce a zis? Am să te lași în pace, pa. Deci pune-mi-l tu la loc, ha? A, pune-mi-l tu la loc. Acum îmi pun eu. Aaa. Mă, ce obraznic ești. Bă, bă, prietene. Alexandru, ce faci acolo? Mă pus la loc. Păi de ce îl pusești la loc? Că vreau să fiu primul. Dacă vrei să fii primul, asta înseamnă... Bă, ăștia se prefac, nu? Trebuie să te comporți frumos cu Aurică, da? Pupă-l, pupă-l! Uităm la loc. Asta e, una, mă, de vreau să vă faza aia când o spăla pe față. Deja bătaia de joc e înaintea ta cu două căsuțe. Aaa, câștigă bătaia de joc. Du-te, spală-l pe ăsta! Uite, dacă tu te porți frumos și îți ceri iertare de la Aurică, înainte Aurică. Și ATV-ul tău, hai. Zi, Aurică, că-l ierți! Iartă-l, Aurică! Vrei să-ți ceri iertare să înainte? A, iartă-l, Aurică! Bravo! Uite ce băieți buni! Bravo, Aurică! L-a iertat mâncalar mama pe Aurică, bravo, bravo! Lasă că nu pot, lasă că... Te luai, dar nu pot. Nu pot să te ridic eu. Uite, ți-l mut eu. Mă, dar zici că e un om matur închis în corpul unui copil. Ui, măsură! Ei, n-aș nu să-i. Ui, măsură aici. Ui, și pute ăsta. Să meargă să-i spele. Ui, și pute. Mă, și mă, și spale. Ui, și pute. Vezi, mă, ce jebuie să-i. Hai, vină cu mine. Hai, vii? Vină cu mine sus. Mă, lasă-l, mă, jos. Uite câte cu pândouă. Ui, cum le-a capisat cu din cu noi. Aurică, sus. Să-i sus. Hai cu mine, cu lamba aia. Na, este cel mai amuzant lucru la care m-am uitat. Uite-te la jegozitatea pe picioare. U, ce jegozitate are picioare, n-am... Cască ochii în coate. Trei! Dar crezi că e singur? U, ce-l dă? Măi, sari! Bă, pum de fier! U, ce dă? U, ce dă? Da, dar ești fler că mă tricou. Nu vezi, mă, ce jegoșești? Treci, mă, la băi! O, ce l-am băiat pe ăsta, micu. Hai. Mă, de asta nu zice nimic, că ăsta-i mutulică. Mă, dar tu ce-ai făcut și? Mă, pui să lucească. Mă, de asta nu zice nimica. Da-ți-l, doamnă, cu capul de chiuvetă. Ce-o să zică taică său? Ia uite și ce apă făcut. Bă, tu mei. Hai, te rog frumos, gata. Să mă știi că ambasadorul e o jumătate de ori. Nu mai te știu, ca cine, mă, că am sânge la gură, gata, hai. What the actually fuck, veri, la ce m-am uitat? Mă, mi-a căzut părul din cap, la ce m-am uitat? Băi, de cum l-a luat pe ăla ca pisacul de gură? Hai, hai, nu ești pus, trece, măi! U, ce jocul te. Crecul ăsta zic Alexandru turbatul, mă, veri, că-i turbat rău de tot, trăiască familia lui. Nu a observat nimeni că își rodea unghiile de la picioare? Turât, ai simțit că ți-a încălcat o hotărâre? Mă, două mâini și un picior. Mă, avea piciorul în gură, fratele. Uleu, bă, o zăzi de Aurică și uite că s-a jurat de picioare. Cum să-ți roz? Mă, veri, pot să ajung? Mă, veri, pot să... Bă, dar eu nu pot, mă, trească familia lui, ce ăsta? Exhibiționist de la. Clar, rămâne Alexandru turbatul, fraților, să nu faceți niciodată așa. Vinim o consumat. Și m-am uitat la câteva secvențe, veri, tu dai seama dacă mă uitam la toată emisiunea. Bă, dar chestiile astea știu că nu sunt reale, nu? Adică vin ăia și ăștia să prefac, nu? Păi voi vă dați seama că cred că ăsta e acum de o seamă cu mine și dacă mă vede pe stradă, îmi rupe picioarele, adevărat? Să mor eu dacă mai merg pe stradă singur de acum. Păi stai, mă prinde și mă bate, ești prost? Mă ia de pe stradă, mă ridică și mă duci și mă spală. Îmi dă așa, dar numai că nu-mi dă cu palma mie pe spate. Îmi dă așa cu pumnii face, îmi dă băbărnaci. Mătuși, bunici, mame care se uită la mine, îmi luați copii și băteți-i când e nevoie. Pe bune, pe cuvântul meu, dar așa. Nu, mă, că asta, că nu, domne, nu trebuie să atingi copilul, domne. Păi uite, dacă nu-l atingi, ce devine? Uite ce se întâmplă, uite ce faci. Îl bate pe Aurică de față cu tine. Trebuie articulat copilul când s-a făcut. Ai, gata, nu că mami, dar n-aveai voi mami acolo. Bă, mai văd niște copii, doamne. Ferești, bă, ce mă enervez. Deci mie mi se pare că copiii nu au educație, mă. Acum ăștia care se uită la mine, cei mai mulți au. Sunt băieți educați, sunt fetițe educate, am cea mai tare comunitate. Bă, dar mai sunt câțiva, trească familia mea. Din vine eu să iau atitudinea. Zic, ai, mi-a luat tot actul, hai să o iau eu. Mă, veriți, țip acolo în magazin, dă cu aruncă, cu chestii, dar aruncă de un milion de ori jucăria, să-mi crape capul mie de tot. Și nu-i zici, uite așa, uite la el, cu atâta sujmăța telefonului mai face și o poză. Ia, ce frumos e copilașul nostru. Cum aruncă el de 100 de mii de ori cu jucăriile. Nu veri când s-a făcut așa, puh, frumos, de aici o iei, puh, o scuipi înainte, știi, ca să...
să se lipească cum ar veni. O iei de aici și uite așa te duci după el ca la F1, ca la Formula 1. Bam, asta e dai. Să vezi dacă îți mai aruncă la copilul vreodată în viața lui cu jucăria pe jos. Cam asta au fost cu Alexandru Turbatu. Nu uitați să înceți în comentarii dacă vreți să facem clipul ăla de care v-am zis. Sigur o să fie vreun milion de comentarii cu când postez lecții de viață, așa că o să vă zic de acum. Bă, ca să înțelegeți, mergem în Bali o lună, dar am explicat asta în fiecare clip. Vreau să înțeleagă lumea că nu o să fiu acasă și că toate astea sunt filmate dinainte. De-aia nu pot să răspund la comentarii în următorul episod. Eu filmez mai multe dinainte ca să am cât o să fiu plecat o lună acolo. De-aia vă zic, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, la Niculeț, dați acolo un follow, mai crește noi Instagram-ul ăla, pe bune, și pe TikTok la fel, pentru că cât o să stau o lună acolo, vreau să umplu pe... Ce o să facem? Prin junglă, pe la mare, pe insule, pe unde merg eu pe acolo. Acestea fiind spuse, mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare eu ce să vă mai zic. Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bubu!